dată din ce mai mult. Pământul nu poate fi pus într-o formulă. Nu putem printr-o formulă să aproximăm activitatea Pământului sau să facem preziceri. De preziceri se țin prezicătorii. Nu există nicio metodă de a face predicție pentru cutremur. Și asta nu în România. La nivel mondial. A fost olandezul care a început predicția cu sooner or later. Asta nu este predicție. O predicție, ca să fie veritică și acceptată de comunitatea științifică, trebuie să aibă un caracter universal, să aibă în spate un aparat fizico-matematic și să fie reproductibil. Ori toate aceste predicții, chiar și turcul care a făcut și el predicții, chiar și altă persoană din Asia, nu i-am reținut numele, mi-e greu să le rețin numele, a făcut predicție pe baza culorii și formei norilor. Sunt preocupări. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Pentru reactivarea zonei, există vreo explicație în acest moment? Tectonica globală. Deci plăcile se mișcă în permanență. Și se întâmplă ca uneori să se acumuleze mai mult stres în placa litosferică. Respectiv, aici e vorba de platforma amiozică. Și se poate să dureze 80 de ani până când să se elibereze din nou, cum a fost în zona respectivă. Acum 80 de ani spuneați că au fost acele cutremure. Da, posibil, dar nu am spus, nu există o formulă. Nu există. Asta e. Suntem la cheremul